Eu am cântat 8 ani pe o vioară de Santo Serafino, 1735 din Veneția, care mi-a fost oferită de către o fundație germană, cea mai mare fundație, colecție din Germania, Deutsche Stiftung Musikleben, așa se numea la Hamburg. Eu mi-am dorit întotdeauna o carieră de solist, dar niciodată nu mi-aș fi imaginat să fie ajuns la Verbier în iulie cu Pinka Zuckerman, Leonidas Kavakos, cu Renaud Capuçon, cu ăsta, cu Misha Maisky, cu Matsuev, cu Gergiev. Mi-ai fi spus un an în urmă, vei fi cu ei pe scenă, nu te-aș fi crezut. Foarte mult mi-am dorit un copil. Unu, doi, vedem. Când sunt acasă, eu gătesc, spăl, îl culc, îl duc la școală, îl iau de la școală, îl duc la lecții, ne certăm, ne iubim, ne plimbăm. Da, eu încerc să-l obișnuiesc cu gândul că este un băiat și că trebuie să se obișnuiască, că trebuie să facă singur. Și când suntem împreună, încerc să-i consacru maximum de timp. Când nu sunt, nu sunt. Мне кажется, просто что композиторы, они все-таки больше от Бога в чем-то. И вот то, что мы слушаем уже результат их работы, это все-таки в этом есть частичка божества. Тогда, когда мы на сцене, мы все-таки менее творим, мы все-таки читаем текст, мы все-таки передаем текст, а им передавался он откуда-то.